La Giurgiu, amenziile de circulație pot fi achitate la orice oră din zi și în orice zi a săptămânii, dar și fără comisiuni la terminalele de plată de tip self-service. Direcția de impozite și taxe are deja încheiate parteneriate cu acest gen de rețele de plată, venind astfel în sprijinul giurgiuvenilor. În felul acesta, oamenii se pot încadra mai ușor în cele 48 de ore pe care le au la dispoziție pentru a plăti jumătate din minimul amenzii. Numărul de terminale din toată țara pentru care Direcția de impozite și taxe locale Giurgiu a încheiat parteneriate este de 20.000. Încasările la bugetul local din amenzi de circulație au crescut considerabil prin introducerea acestui sistem de plată. Astfel, dacă în luna aprilie anului 2012 s-au încasat mai puțin de 2 miliarde de lei vechi, anul acesta, în luna aprilie, s-a atins suma record de 4,5 miliarde de lei vechi. Banii provin nu doar de la giurgiuveni, ci și de la șoferii din alte localități, având în vedere că Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, numărul 1234/2014, stabilește că, deși persoana a achitat amenda contravențională la bugetul local al altei unități administrativ-teritoriale decât cea de domiciliu, contravaloarea amenzii încasate constituie venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde s-a efectuat plata acesteia. Direcția de impozite și taxe locale Giurgiu intenționează să crească numărul de terminale de plată self-service. Suntem în negocieri pentru un alt parteneriat, pentru 6.000 de puncte de plată self-service, iar până la sfârșitul anului vrem să dublăm numărul de puncte în toată țara, a precizat directorul instituției, Laurențiu Țintea.